Bună seara, dragi prieteni, bună seara, dragi telespectatori, la o nouă ediție de București aproape de tine. În această seară, în prima parte a emisiunii, și vreau să-i mulțumesc încă o dată cu această ocazie domnului Sorin Mierlea. Bună seara! Bună seara! Și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Domnul Sorin Mierlea este președintele Infocons, una dintre cele mai importante ONG-uri în momentul de față când vine vorba de protecția consumatorului. Și am să încep cu o primă întrebare pe care îmi place de obicei să o adresez invitaților mei. Cine sunteți, de unde veniți și ce faceți? Dacă tot mi-ați dat și mi-ați făcut cadou cartea asta, Stația Viitor, nu zic că vin neapărat din viitor, dar cred că cel mai bun răspuns este exact titlul campaniei pe care am lansat-o acum 2 ani. Știi cine sunt eu? Sunt cetățean european și am drepturi. Degeaba am dreptul dacă nu iau atitudine și atunci, din această perspectivă, cred că fiecare dintre noi trebuie să conștientizăm până la urmă că depinde de noi să facem ceva. Și atunci, din această perspectivă, încercăm să facem ceva, iar Infocons cred că deja este foarte cunoscut din cel mai mic cătun de la țară până în Parlamentul României, din cea mai mică școală până în cea mai importantă universitate. Poate nu toată lumea asociază neapărat figura mea cu Infocons. Văd aici că ați și postat aplicația Infocons. Aplicația, da. Cred până la urmă că cei de afară sau cei de acasă sau cei care se uită acum la noi trebuie să spună mai bine cine sunt și mai ales ceea ce facem noi. Cred că este mai important acest lucru decât orice. Vreau să vă întreb, când v-ați dat seama că este nevoie de ceea ce faceți? Și vorbim și de, inclusiv de acest ONG. Când v-ați dat seama că... În fiecare zi. În fiecare zi ne dăm seama că facem prea puțin, că am putea să facem mult mai mult. Eu activez aici, chiar se împlinesc imediat, dacă stau să mă gândesc bine, undeva cam la vreo 12 ani. Nici nu-mi dau seama cum au trecut. Acum stăteam și mă gândesc, chiar 12 ani. Trece timpul foarte repede, sunt atât de multe probleme încât la un moment dat nici nu mai poți să știi, nu, să te gândești și să prioritizezi, fiindcă până la urmă încerci să prioritizezi gândindu-te ce sesizări și reclamații vin, dar pe cealaltă parte te gândești dacă faci mai multe campanii de educare pe alt domeniu, vor veni acolo poate mai multe sesizări și atunci este destul de greu de a avea acest baliaj. Cred foarte tare în ideea de a forma mentalități corecte și mai scump, mai greu și mult mai, poate mai complicat este să schimbi mentalități și atunci din această perspectivă ne axăm în ultima perioadă foarte mult pe zona învățământului preuniversitar, chiar preșcolar, de la cum să te speli pe mâini până la ce înseamnă o etichetă, de la cum să-ți alegi un telefon până la cum decizi să cumperi, să spunem, o bluză, o geacă sau un iaurt. Românii totdeauna am spus, nu sunt nici mai buni, dar nici mai proști, nici decât japonezul, nici decât neamțul, nici decât finlandezul. Diferența este că nu avem de multe ori acea atitudine de a schimba ceva, de a vrea să schimbăm ceva, iar pe cealaltă parte nu avem întotdeauna acele unelte pe care le au cei din alte țări, să cauți și să poți găsi ceea ce te doare când te doare. Pe cealaltă parte, cred că spiritul acesta civic de a fi parte, de a fi alături, de a te implica, face această diferență prin o educație mai bună, nu neapărat o educație în protecția consumatorului, ci general, o educație de a înțelege. Eu totdeauna am spus, dacă ai copii, fii membru în asociația de părinți. Ai un animal de companie, fii membru în asociația chinologică, de pisici, de papagali, de ce-o fi. Ești la un cult religios, plătește-ți cotizația la biserica de care aparții. Ești consumator, plătește-ți cotizația la organizație de consumatori. Și de multe ori aud un lucru care pe mine mă șochează încă în România, după atâția ani de la evenimentele din 89, și mie ce miese. În momentul în care încă gândim astfel și, dom'le, ce miese? Nu, eu îmi plătesc cotizația, fiindcă nu am timpul fizic de a mă implica să pot să ajut să se schimbe viața pentru mine, pentru copiii mei. Și acea cotizație pe care o plătesc, acea aderare la o organizație pe diferite domenii, îmi arată, pe de-o parte, ori prin voluntariatul pe care îl fac, ori prin plata unei cotizații, către Biserica Ortodoxă, că de multe ori se spune, dom'le, ne-au cerut bani la botez sau nu știu mai știu ce, să-i reclamăm sau să facem nu știu ce. Nu, dar ți-ai plătut cotizația acolo? Ca omul ăla trebuie să țină biserica, grăveala, cheltuieli, da? Tu la tine acasă ți-ai permite să faci în fiecare zi de mâncare și să dai gratis? Nu o să, la un moment dat, nu mai ai de unde. Și atunci, din această perspectivă, din păcate, suntem pe ultimile locuri în Uniunea Europeană, chiar, eu zic, chiar pe ultimul, pe ultimele statistici, la numericul la 1000 de locuitori,
cât suntem membri într-o organizație. De diferite domenii. Da, e partid politic, de... biserică, etc. Da, da. Cea mai undeva, o familie medie din Olanda este membră în minim 10 organizații. În România, la 100 de familii, un membru este membru într-o organizație și nu întotdeauna își plătește cotizația la zi. Ca exemplu, de exemplu, la noi în organizație este 40 de lei cotizația pe an, ceea ce înseamnă, cred că, pentru fiecare dintre cei care se uită acum că poate să plătească și recurent o sumă aproape infimă, iar pentru elevi, studenți, pensionari sau persoane cu dizabilități, un leu pe an. Adică nu există bariera din punct de vedere a unei prohibit, e prohibit să... Ce ți iese? Îți iese că ajut să se schimbe lucruri, îți iese că ai acces la teste și studii comparative, îți iese că ai consiliere și consultanță gratuită, îți iese că ești asistat în domeniul protecției consumatorilor când ai o problemă cu o bancă, cu o firmă de asigurări în baza unui contract. Dar lumea vine în general când are un necaz. Și zice, domne, acum mă doare, dar ieri nu te-ai gândit că poate pe altul durea? Și este același lucru cum se întâmplă în sistemul nostru de sănătate, în care spune, uite, domne, iar ne cer bani mulți, ne gândindu-te că, Doamne ferește, bine că nu ești tu, s-ar putea salvarea să vină la tine în mijlocul străzii și atunci costă foarte mult, mai mult decât ai plătit tu toată viața. Da, da. Bine ar fi să plătești și să nu-ți trebuiască niciodată serviciul respectiv. Dar partea aceasta de atitudine se vede și din perspectiva faptului a numericului de sesizări și reclamații care vin, în general către mișcările de protecție a consumatorilor, autorități, etc. Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană și aici. Și vă dau un exemplu. Când întârzie mai mult un avion, și sunt 170-300 de pasageri în avionul ăla, dacă vine o reclamație. Dar dacă se întâmplă același lucru în Germania, în Franța, în Italia sau în Spania, câți sunt acolo? Poate 1-2 că n-a putut să meargă sau să se întâmple sau să facă ceva. Dar 99% au luat atitudine și au făcut reclamații. Nu atât de mult pentru compensarea materială, nu atât de mult, ci conștientizând că dacă ei au făcut acel lucru, s-ar putea ca cei care vin după ei să nu mai pățească acel lucru. Și atunci acest lucru ar trebui să ne facă pe fiecare dintre noi să fim mai responsabili, să avem o atitudine neapărat civică și pentru copiii noștri. Nu, pentru mine acum imediat, da, exact. În clipa aceasta. Fiindcă în momentul în care mă duc și cumpăr un iaurt de pe raft și nu citesc eticheta. În momentul în care mă duc și îmi cumpăr un telefon și nu citesc contractul de telefonie mobilă și de date pe care îl facem cu compania respectivă și după aceea pățesc, Doamne ferește, un necaz, nu numai eu am pățit asta, fiindcă n-am citit. Mult mai mult. Mulți au pățit, fiindcă toți au mers pe premiza, lasă-mă, că știu eu sau că am mai... Când ești în necaz, încerci să te dai de ceasul mult și să spui, Doamne, nimeni nu face nimic. Și îmi place să spun de fiecare dată, noi am făcut un studiu cu Direcția Centralizată de Evidență a Populației, nu este niciun cetățean român, viu sau mort, căreia statul român să-i fie acordat cod numeric personal, să aibă cetățenia română și să aibă nume sau un prenume cuvântul cineva. Deci nu e cineva nici să te ajute, nici să ridice hârtia de pe jos. Și atunci, din această perspectivă, dacă fiecare dintre noi am începe să facem ceva, s-ar schimba ceva și pentru țara asta. Și un lucru extrem de simplu, cred că în momentul în care, ne decidem să nu mai cumpărăm un produs care e prost, nu îndeplinește anumite condiții minimale de securitate și siguranță din punct de vedere al legislației, care ne îmbolnăvește sau care ne păcălește, în momentul ăla nemai cumpărându-l va ieși de pe raft. Dar dacă mergem pe premiza lasă, domne, și îl cumpărăm, după aceea ne trezim de ce ne cad dinții, ne trezim de ce sunt bolnavi copiii și, nu în ultimul rând, de ce avem una dintre cele mai proaste, să spunem, evaluări din punct de vedere al calității produselor din raft, care dacă le coroborăm cu faptul că suntem pe primul loc la nivelul Uniunii Europene la bolile și toate tipologiile de cancer, pe toate tipologiile de vârstă, la bolile și accidentele vasculare, la tot ceea ce înseamnă bolile de inimă și, nu în ultimul rând, la obezitatea infantilă. Și dacă luăm această, să spunem, radiografie începem totală. Să conștientizăm că, până la urmă, depinde și de fiecare dintre noi să mai facem ceva. Câți dintre cei care se uită acum la noi probabil au numărul de protecție a consumatorului băgat în telefon? Cred că 1%. 0219551. Numărul unic de protecție a consumatorilor. Iar dacă nu vi se răspunde, dacă ați făcut o plângere și în 30 de zile n-ați primit un răspuns, reclamați și protecția consumatorului. Fiindcă ăsta este exercițiul civic ca pe viitor să nu mai facă același lucru. Chiar dacă nu este vorba de o diferență sau, să spunem, foarte mulți bani. Au fost acum de curând Black Friday. Mm-hmm. În următoarea perioadă, Black Friday ăsta o să țină două luni. Că sărbători, că e Moș Nicolae, că e ziua României, că e ziua îndrăgostiților, ce va fi?
Dom'le, dacă un produs este mai ieftin, nu înseamnă că i s-a redus și din drepturile și obligațiile pe care le ai tu ca și consumator, exact, nici din garanția produsului. Dacă un produs este mai ieftin, nu înseamnă că eticheta nu trebuie să fie în limba română, nu înseamnă că nu trebuie să ai garanție, nu înseamnă că nu trebuie să iei bonul fiscal. Iar bonul fiscal este prima măsură de protecție a consumatorilor, fiindcă dacă am bonul fiscal, am dovada, produsul respectiv a venit dintr-un lanț de trasabilitate, am dovada justificativă pentru recuperarea daunei materiale și morale în cazul în care, Doamne ferește, se întâmplă ceva și nu în ultimul rând am șansa de a câștiga 1.000.000 de lei. Fiindcă acea tombolă a bunurilor fiscale poate s-a demonetizat, poate unii râd, dar totuși, în fiecare lună, se câștigă niște bani. Se câștigă. Dar în momentul în care noi conștientizăm că facem niște lucruri de genul acesta pentru noi, astăzi, nu pentru copiii noștri, poimine, pentru... dar astăzi să le facem, ne va fi cu totul mai bine. Și asta înseamnă că până la urmă tot ceea ce facem noi acum pentru noi va fi benefic și pentru cei care vin după noi în general, în orice domeniu. De acord, dar știți, în general omul și în special românul, mai puțin se interesează dacă e foamete în Africa, ce o se întâmplă peste 20 de ani, dacă mediul va mai fi. Dacă ne gândim astăzi că dacă închidem robinetul când ne spălăm pe dinți, economisim apă și în timp de un an ne mai luăm două beri, dacă conștientizăm că în loc să cumpărăm haotic niște produse la preț de alea, 3 la preț de 2, și când te uiți pe etichetă, expiră a doua zi, ceea ce înseamnă că arunci 2 și au fost mai scumpe, și aruncând 2, ce înseamnă? Am aruncat niște bani. Banii înseamnă ore de muncă, înseamnă viața mea. Adică am mai aruncat niște viață la, la gunoi, din viața mea, așa din viața mea, s-ar putea să începem să conștientizăm că încet putem munci mai puțin, să mâncăm mai bine, să trăim mai frumos și de ce nu să mai avem timp și pentru altceva. Era, nu știu, cred că un artist anonim, probabil, a început cu ceva timp să scrie prin București, după aceea am văzut și prin țară, în țară, oprește-te sau scria, privește cerul. Da, da, da. Și într-o zi, am oprit mașina, am coborât și chiar m-am uitat la cer și mi-am dat seama că de câteva zile nu mă mai uitasem. Genul acesta, în momentul în care uităm să mai citim eticheta, să mai privim cerul, să mai facem exerciții din acestea, până la urmă, de oameni și simple, poate să aducă anumite probleme pe care poate nu le conștientizăm. Și aveam o emisiune pe la TVR și mergeam cu camerele de luat vederi prin diferite hipermarketuri, supermarketuri și ziceam, hai, să citim eticheta. Domnule, n-am timp, mă grăbesc. Și îi prindeam la casă. Și zic, domnule, decât sunt 3 persoane, nu vrei să citim eticheta fără să spun că e bun sau prost produsul respectiv, ce înseamnă glutamatul sau ce să încerc. Doar citind eticheta, 70% din consumatori schimbau peste 50% din produsele din coș, brusc aveau timp și, aoleu, păi eu n-am știut că. Și atunci, eu cred că până la urmă, indiferent de pregătirea pe care o avem, cu bunul simț românesc, când vrei să-ți cumperi cremvuș de pui pentru copil, da? Da, trebuie să și când te uiți pe etichetă și vezi că are slănină, doamne, slănina nu e nici de pui, nici n-are de pește. N-are nicio treabă cu pui. E de porc, da? Exact. Doamne, deci nu mai e chiar un cremvuș de pui. Doi la mână. Dacă vezi că primul ingredient e slănină și ultimul ingredient, după vreo 20, e puiul, și să ține minte un lucru. Ingredientele sunt nori nedescrescătoare. Și pe produsul medicamentos care îl cumpărăm, și pe eticheta de la haina care o purtăm, dar și pe iaurt, cremvuș, salam sau tot ce cumpărăm. Înseamnă mâncare. Și atunci, din această perspectivă, cred că sunt lucruri mici și simple pe care le putem face. Mai cumpără lumea ceaiul ăla îmbuteliat. Da. Diferite branduri care sunt de ceai, zice, dom'le, decât să cumpăr o băutură carbogazoasă de aia colorată, cumpăr un ceai. Dom'le, poate să fie bine, dar când ne uităm pe etichetă și vedem că are zahăr jumătate sticlă și mai vedem că fruct în el e doar 0,0, adică eu totdeauna spun, este aproape un fel de, nu știu, un angajat de pe linia de îmbuteliere a ceaiului i-a pus nevastă sa o pară. Lui altul i-a pus o piersică și lui altul i-a pus o portocală. Și cât a mâncat-o așa, a desfăcut-o, s-a dus izola în produs. Mai mult nu e. Și atunci, haideți să ne punem. Dom'le, îmi place gustul. Asumă-ți și bea-l. Cel mai grav este în momentul când zici, aoleu, n-am știut. Și atunci, acel aoleu, n-am știut, ne reîntoarcem la discuția că nu e cineva să te tragă de exact. Mână și atunci, din perspectiva asta, poți să faci lucruri simple. Dom'le, și dacă ai 3 clase, dom'le, și mă uit pe eticheta și îmi scrie acolo zahăr, dau un exemplu, 3,2 grame. Dom'le, gândește la ceva. Întotdeauna, dacă te uiți puțin mai sus, scrie la 100 de grame. Și de dacă am luat, nu știu, 500 de grame, înmulțesc 3,2 ori 5. Ori 5. Și ajungem la 15, ceea ce înseamnă 3 plicuri de zahăr într-un singur produs care poate să fie destul de mic. Vine perioada aceasta acum cu bol, cu viroze, cu mai știu eu ce minuni. Deja a început. Și luăm tot felul de pastile, tot mai colorate, reclame pe la televizor, mai frumoase, mai bune, mai pentru copii, mai pentru adulți, cu gust de mentă, gust de piersică, gust de portocală, gust de mai știu eu ce. Și parcă nu mai este așa amare cum erau când eram noi mici. Mm-hmm. Dar dacă ne uităm pe etichetă, vedem ceva. Zahăr mult,
glutamat, acid citric, colorant, acid scorbat, practic acolo și băi, până la urmă e medicament sau e ora de chimie. Doi la mână, substanța activă e destul de puțină. Sau și dacă ne uităm, s-ar putea ca un produs cu 25 de lei să fie la fel ca și substanța activă ca ăla cu 2 lei. Dăm bani mai mulți, mâncăm și zahăr, mâncăm de toate și atunci, dacă tot am luat pastila, hai să nu mai mâncăm prăjitura. Da. Dacă am luat pastila, hai să nu mai bem un paharul de suc. Și atunci, din această perspectivă, dacă suntem puțin atenți și îmi place totdeauna să spun că orice substanță pe acest pământ, inclusiv acest pahar de apă, într-o anumită cantitate este aliment, într-o altă cantitate este medicament și într-o altă cantitate devine o travă. Așa că depinde de noi dacă vrem o travă, depinde de noi dacă vrem aliment sau dacă vrem un medicament pentru corpul nostru. Eu cred că, până la urmă, protecția consumatorului este o problemă de asumare, iar eu am spus întotdeauna că în România avem 19 milioane de comisari de protecție a consumatorilor care au cea mai puternică sancțiune contravențională asupra unui agent economic. Banul e la noi în buzunar și noi decidem pe cine premiem cumpărând produsul sau pe cine sancționăm necumpărând acel produs. Și cred că este o sancțiune mult mai importantă și mai mare decât orice alt tip de sancțiune. Iar din această perspectivă, depinde de noi ca în momentul în care facem activitatea de control și controlăm agentul economic și îl premiem sau îl sancționăm prin a cumpăra sau a nu cumpăra, depinde să avem o informare minimală. Și până la urmă, banii aia pe care îi scoatem din buzunar și dăm, sunt orele pe care le-am muncit la servici și greu, că nu suntem o țară în care salariul, să spunem, că ne permite să facem orice. Și atunci, din această perspectivă, ar trebui să fim puțin mai atenți. Și cu factura aia de curent, că dacă ne uităm foarte atent, doar vreo 30-40% din bani înseamnă curentul. Hai să ne uităm puțin și cât am vorbit la telefon și cum a venit factura respectivă. Hai să nu ne mai păcălească nici la factura de la gaz. Hai să fim puțin atenți și în momentul în care ne-am cumpărat centrala termică, ce și cum am luat-o, când am luat iaurtul, când am văzut promoția că a venit Black Friday și nu știu cât. Intrăm pe online și ne cumpărăm nu știu ce minune și n-am văzut un fotoliu de piele care l-am văzut eu doar prin filme și pe la Sheici. Și uite, domnule, mi-l permit și eu acum la Black Friday că e cu 80% reducere, dar nu m-am uitat ce dimensiune are, nu m-am uitat la greutate și când îl primesc acasă e doar un scăunel de la mic pentru că căsuța de păpuși. Și atunci, din această perspectivă, toată lumea îmi spune, domnule, n-am timp. Da, ai timp să muncești ca nebunul, ca undeva ca la 30-40% să-i arunci. Păi atunci muncește mai puțin și fii puțin mai atent. Nu e mai bine să stai mai mult cu familia, să stai la o bere, să stai în parc, să te plimbi, să faci altceva. Să faci altceva. Orice altceva decât să arunci bani la gunoi. Vreau să discutăm puțin despre aplicația pe care o avem și afișată pe plasmă. Am vorbit și înainte de a intra în emisiune un pic despre ea. Chiar am să vă rog să ne spuneți ce poate să facă un cetățean cu această aplicație. Eu n-aș vrea să discutăm, aș vrea chiar să o utilizăm. Da. Și cei care se uită acum la noi, chiar cu adevărat să-și o descarce. Este o aplicație gratuită, atât pentru sistemele iOS, cât și pentru sistemele Android. Este foarte simplu de utilizat și avem acolo unde apare butonul 2. Poți să faci direct o sesizare. Ai la butonul 3 informații utile, unde poți să vezi ce trebuie să conțină un contract de asigurare, cum trebuie să fie o etichetă, ce înseamnă, o groază de tipsuri, să spunem, de sfaturi utile. La dicționarul general de terminologie, dacă am găsit, să spunem, o denumire pe care nu o înțelegem, glutamat de potasiu, card de credit, overdraft, mai știu eu ce minune, ți se explică într-un limbaj accesibil și simplu pentru tine. La teste comparative sunt peste 100.000 de produse care sunt comparate ca tu să poți decide între tipologia de telefoane mobile, de băuturi răcoritoare, de cremvuști, de televizoare, să poți alege produsul care este cel mai bun pentru tine, că ce e poate bun pentru mine, poate nu este bun pentru celălalt. Ai totodată un număr de telefon 0219615 unde poți să faci direct o sesizare sau să asculți acele mesaje dacă ți este complicat să intri pe site și atunci ai doar numărul de telefon și ai dat click. Ai condiții de călătorie în peste 100 de țări din lume în limba română pentru a avea informări și informații din perspectiva protecției consumatorilor și despre Uganda și despre Nigeria și despre Bulgaria și despre Statele Unite și despre Rusia și despre Australia și totodată unde poți să faci o sesizare când ai o problemă în Canada sau unde ai problemă. Poți să-ți faci un cont și să devii membru direct Infocons și să-ți plătești cotizația dacă consider că poți să sprijini și să ajuți. Iar cel mai important și cel mai fascinant buton din toată aplicația este numărul 1, de-aia l-am și lăsat la sfârșit. Când apeși pe el, scanezi codul de bare în momentul în care ți-ai cumpărat o pastilă de gât, când ți-ai cumpărat un iaurt, când ți-ai cumpărat un cremvuș, un ruj sau o bere,
Ai toate informațiile care sunt, se regăsesc pe produsul respectiv și poți să setezi fontul ca să vezi chiar și fără ochelari. Da. Totodată îți arată unde poți să faci o reclamație și unde poți să reciclezi ambalajul cel mai apropiat de locul în care te afli în momentul respectiv. Îți arată cât trebuie să mergi pe jos, să mergi cu bicicleta sau să alergi ca să dai jos ceea ce ai mâncat. Și nu în ultimul rând, se albăstresc acele celebre euri, aditivii, coloranții și conservanții. Da. Și în momentul în care dai click pe el, îți spune foarte simplu dacă are contraindicații, efecte adverse, e bun sau nu este bun pentru copii. Și ceea ce este cel mai important, această informare se face în culorile semaforului, cu roșu, cel mai mare, atenție, verde, ok, și galben, așa. Așa că nu putem să ne mai ascundem după dege să spunem, n-am știut. Avem posibilitatea, descărcați aplicația gratuită, faceți shopping, cumpărături și testați. Și vedeți și decideți voi ce vreți să cumpărați, indiferent de mesajul publicitar, oferta sau promoția care ți se apare pune la dispoziție, sau în alte că părți. S-ar putea să fie, știm, e vorba românească, pe afară e vopsigardul și înăuntru leopardul. Da, eu chiar vă mulțumesc pentru acest, mai ales pentru aplicație, pentru că cred că puțină lume știa despre ea sau cine știa nu a folosit-o în totalitate. Apropo, câte... Am înțeles de la colegii mei că sunt undeva pe la peste 250.000. Considerăm că sunt încă puțini, da, sperăm să fie cât mai mulți. Din ianuarie va fi și în limba engleză pentru cetățenii străini care tranzitează circul sau se află la muncă pe teritoriul României. Va fi implementată și în alte țări membre ale Uniunii Europene. Și dacă tot discutam de aplicații și de telefon, mai ales că este febra asta a selfie-urilor și al tuturor telefonilor. Avem, cred că, un concurs unic în România. Vă rog, chiar vreau să vă rog să-mi spuneți. Poți să-ți faci un selfie sau să faci o fotografie cu cineva drag, purtând însemnele culorilor drapelului național, roșu, galben sau albastru, sau îmbrăcat într-un port tradițional. Se poate posta fotografia pe pagina de Facebook Centenar Infocons, unde, funcție de numericul de like-uri, vei câștiga. Iar premiul este de 9600 de lei. Cred că este un premiu suficient consistent de bun și mare pentru doar o fotografie și pentru 5 minute din viața ta. Sunt 23 de premii. Concursul se va încheia pe 30 noiembrie. De ziua națională vor fi anunțați câștigătorii. Este un concurs prin care vrem să arătăm că avem și noi și clădiri frumoase și locuri frumoase. Se regăsesc clădiri atât din București, din Alba Iulia și din Iași, dar acum discutăm de București, sunt foarte multe. Totodată pe site-ul centenar.infocons.ro poți să-ți descarci într-un format foarte bun pentru a-l putea tipări și a-l putea face tablou, carte poștală, ce vrei, cu titlu gratuit. Să nu mai fie pereții goi sau să fie, nu știu, cu turnul Eiffel sau cu nu știu ce imagini din Manhattan. Eu cred că pot să fie și cu Bucureștiul, mai ales că se regăsesc clădiri din București de acum 100 de ani și de astăzi. Și atunci această paralelă între ce a fost acum 100 de ani și în același loc ce este astăzi, poate să-ți aducă sau să poți să vezi, să spunem, și ce s-a întâmplat în acești 100 de ani. Și să-ți aducă aminte de fapt că există, că au existat exact de fapt aceste iar lucruri. Eu cred că în acest proiect vom pune și în toate școlile tablouri. Toți mi-au spus, domnule, dar e pe Google și găsești. Dacă să cauți pe Google, trebuie să știi ce să cauți. Exact. Și atunci s-ar putea ca incitarea, văzând un tablou în școală, scanezi QR codul, afli toate informațiile, te poți duce, faci și o poză în fața clădirii, când citești despre clădirea aia, vezi ce a fost acolo și poate ți se pare extrem de interesant și poate încet, încet recâștigăm dorul de România, recâștigăm dorul de București, istorie, dacă discutăm de istorie, de locurile prin care trecem și nu înseamnă că ne ducem repede să vizităm Salonicul, Atena, sau orice altă Parisul oraș sau Praga. Eu cred că am putea să începem cu un lucru interesant, să ne vizităm propriul oraș și s-ar putea să găsim niște locuri, niște clădiri, niște zone extrem de interesante. Poate unele nu foarte frumoase, poate nu unele foarte aranjate, poate nu foarte curate, dar măcar începem să le redescoperim, începem să le vedem. Iar eu totdeauna am spus, dacă cineva face o reclamație, că poate locul respectiv e murdar, poate nu se întâmplă nimic. Dacă fac 2, poate să... Dacă fac 3, dacă fac 333. Atunci deja se schimbă lucrurile. E o problemă de atitudine până la urmă și atunci cred foarte tare. Și ce mi-a plăcut foarte mult, apropo, și mă reîntorc la cartea care mi-ați făcut-o cadou, poza de pe copertă în care, haideți că e important să și citim carte. Iar noi în proiectul ăsta, în loc să luăm pixuri și promoționale de genul ăsta, am cumpărat cărți. Și am cumpărat cărți de la diferite muzee și le oferim, fiindcă cred în ideea de carte, cred în ideea de a avea totuși acces la informație și aș vrea să nu mai aud oameni care să spună, ce să faci, e România, unde să așa te duci? Este. Sau și așa nu se întâmplă nimic. Dar ai încercat?
Din păcate, aveți mare dreptate când spuneți lucrurile astea și eu vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații. Vă propun să ne retragem pentru o scurtă pauză și revenim să mai discutăm. O pauză de publicitate. Pauză de publicitate. Care, dacă totuși se vede pe timpul pauzei de publicitate, vreo reclamă în care ni se ridică o vreo suspiciune că s-ar putea să fie exact o publicitate înșelătoare sau nu s-a văzut foarte bine acel asterisc cu condițiile și tot ce or fi în reclama respectivă, 0219551, numărul unic de protecție a consumatorului. Așa este. Revenim, prieteni.